Mulțumim Domnului care a promis să fie cu noi până la sfârșit. Numele Lui să fie slăvit. Când cântăm, așa ca în versurile acestea, sau când ne rugăm, să avem încredințarea aceasta și pentru toate să slăvim pe Domnul. Amin. Continuăm să studiem din Cartea Sfântă. Astăzi, lecția a patra din ciclul Întrebări pentru Domnul Dumnezeu. Întrebări despre adevărul Scripturilor. Știți, Dumnezeu este caracterizat prin cunoaștere absolută. Omul este caracterizat prin cunoaștere limitată, dar prin sete de cunoaștere. Însă Dumnezeu a pus limite omului, așa ca în grădina Edenului. Și ce bine ar fi fost dacă ar fi rămas la ele. Culmea este că, așa ca atunci, Adam și Eva n-au fost interesați de pomul vieții, dar au fost interesați de pomul cunoașterii binelui și răului. Știți versetul acela de referință? Deuteronom 29:29, lucrurile ascunse sunt ale Domnului, cele descoperite sunt ale noastre, dar nu oricum, ci cu un scop, ca să împlinim ceea ce Domnul a rânduit să știm. Și cum spunea Domnul, fericit de noi dacă împlinim, amin? Avem de a face așadar cu un Dumnezeu care se ascunde de unii și se descoperă altora. Și cine îl știe mai bine pe Dumnezeu Tatăl decât Domnul Iisus Hristos, care iată cum se ruga, citim din Matei capitolul 11. Și aceste cuvinte au folosit de Domnul atunci când s-a întâmplat ceva ce era de mirat. Citim de la versetul 25. Te laud, Tată, Doamne, al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud, pentru că așa ai găsit tu cu cale. Toarcem paginile la 13:10. Ucenicii s-au apropiat de Domnul și i-au zis, vorbești în pilde. Adică în aceea formă de exprimare din care trebuie scos ulterior înțelesul. Nu iese la iveală la prima audiție sau nu este pe înțelesul oricui. Versetul 11. Iisus le-a răspuns, pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției celor, iar lor nu le-a fost dat. Să mulțumim Domnului dacă s-a îndurat de noi și să știm ce să facem cu ceea ce ne-a descoperit. Ca nu cumva, în final, neștiind, o sânda să ne fie mai mare. Iată ce scria și profetul Osia din partea Domnului în privința cunoașterii adevărurilor sfinte. Citesc din capitolul 4 și capitolul 6 al cărții sale. Poporul meu pierde din lipsă de cunoștință. Fiindcă ai lepădat cunoștința și eu te voi lepăda și nu vei mai fi preot. Fiindcă ai uitat legea Dumnezeului tău, voi uita și eu pe copiii tăi, adică generațiile următoare sunt sortite nimicirii. 6:3, să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul. Deci lecția noastră se justifică. Întrebări despre adevărul Scripturilor. Ferice de cei interesați și ferice în întregime de cei ce împlinești ceea ce află. Și versetul 6 tot aici. Căci bunătate voiesc nu jertfe și cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arderi de tot. Deci lui Dumnezeu nu putem să-i slujim doar oricum. Doamne, uite cât bine fac eu, cât apuc și mă silesc. Află ce vrea Dumnezeu întâi și apoi apucă-te să faci bine într-un fel sau altul. Așadar să intrăm în lecția propriu-zisă și să observăm câteva întrebări de cunoaștere a adevărului. Și să știți că nu-i simplu deloc să afle adevărul într-o lume în care stăpânitorul e tatăl minciunii. Într-o lume în care, deși s-au schimbat sistemele, adevărul a rămas mereu ascuns. Într-o lume atât de colorată, chiar în plan religios, că despre asta vorbim. Sunt mulți care cred că sunt în posesia adevărului și nu sunt. Și asta e ceva tragic. În primul rând, dacă e vorba de un adevăr mântuitor. Că
Că dacă tragi un loz în plic și crezi că e câștigător și nu e câștigător, ai cheltuit numai cât a fost costul acestei nebunii. Dar dacă crezi că ești mântuit și când colo nu ești, asta nu se poate compara cu nimic în lume. În primul rând, vreau să observăm că există vinovăția de a nu întreba pe Domnul, adică lipsa de interes pentru cele sfinte. Sunt oameni care nu sunt interesați de ce spune Scriptura. De fapt, în Scriptură e cuvântul lui Dumnezeu. O asemenea lipsă de interes este foarte vinovată. Este ca și cum ar striga tata și mama pe copii și ei se facă n-aude. Ca și cum tata și mama le-a lăsat ceva scris până se întorc ei acasă și pe ei nu-i interesează să citească. Ei sunt pasionați să se joace. Dar când se întoarce tata acasă, v-am spus să citiți, trebuia să faceți asta și asta. În Ieremia, capitolul 2, citim despre evrei care, așa cum am amintit și din Osea, nu au mai fost interesați de cuvântul Domnului, l-au uitat, să ne amintim că a fost vremuri în Vechiul Testament în care și pierduseră Cartea Sfântă. Nu este asta o dovadă că nu-i mai interesa cunoștința de Dumnezeu? Ieremia, capitolul 2, citesc versetul 6 și 8. Ei n-au întrebat, unde este Domnul care ne-a scos din țara Egiptului, care ne-a bovățuit prin pustie, printr-un pământ uscat și plin de gropi, printr-un pământ unde domnește seceta și umbra morții, printr-un pământ unde nimeni nu trece și unde nu locuiește niciun om. Și insistă asupra acelor aspecte legate de pustie, în sensul că Dumnezeu și-a dovedit puterea purtându-i prin pustie. Și acum, odată ajunși în Canaan, nu mai întrebau unde-i Domnul, ce dorește Domnul. Versetul 8. Preoții n-au întrebat, unde este Domnul? Păzitorii legii nu m-au cunoscut. Păstorii sufletești mi-au fost decredincioși. Prorocii au prorocit prin Bal și au alergat după cei ce nu sunt de niciun ajutor. Dumnezeu era unul ca un musafir de nedorit în țară. Culmea este că țara era lui Dumnezeu. Asta ar fi ca și cum musafirul s-a restara în casă, gazda a plecat până afară și musafirul își dorește gazda să nu mai vină. Nu îl interesează. Vrea să fie stăpân în casă. Există și o situație mai copilărească, să o numim, când unii nu întreabă de teamă, o sfială neînțeleaptă. Iată ce vă citesc în Luca 9:45, o situație în care este scris despre ucenici. Că nu înțelegeau cuvintele acestea rostite de Domnul, că cele au acoperite pentru ei ca să nu le priceapă și se temeau să-l întrebe în privința aceasta. Oare? Vă provoc să gândim împreună. Oare dacă ar fi întrebat, nu le-ar fi spus Domnul mai mult? Oare șocul lor n-ar fi fost mai mic? Pentru că oricum trebuia să împlinească ce scrie în Zaharia, bate voi păstorul și oile vor fi risipite, dar nu se așteptau la una ca asta. Cel puțin pentru Petru, șocul a fost mare, a trebuit să plângă, să se pocăiască. Nu l-au întrebat pe Domnul, au auzit, dar n-au cerut detalii. Asta ar fi ca și cum urmează să mergi pe un drum. Ai prins ca idee că este vreme de iarnă, e un drum periculos și nu cer detalii ca să te echipezi corespunzător și să știi alte lucruri legate de siguranța ajungerii la țintă. Așadar, să ne manifestăm interesul pentru Domnul și voia Lui. Amin. Ce întrebări am putea pune? Cred că trebuie să punem întrebări practice, întrebări înțelepte. Scriptura ne spune în 2 Timotei, capitolul 2, și Pavel îl avertizează pe ucenicul său, ajuns lucrător al Domnului, scrie și în prima epistolă să țină cont, să se ferească de cunoștințe fără folos, înșirări de neamuri și așa mai departe, dar în 2 Timotei 2, citim de la versetul 14. Adu-le aminte aceste lucruri și roagă-i fierbinte înaintea lui Dumnezeu să se ferească de certurile de cuvinte, care nu duc la alt folos decât la pierderea celor ce le ascultă. Și de asemenea, îi scrie aici 23,
ferește întrebările nebune și nefolositoare, că știi că dau naștere la certuri. Scria Pavel și în 1 Corinteni, zice, noi și cei din Biserica Domnului n-au un astfel de obicei. Pentru că evreii erau foarte bătăioși în a ține de ideile lor. Nefericirea era dată de faptul că ei nu înțelegeau bine Scripturile și nu voreau să se smerească și să accepte voia Domnului. Cred că, în primul rând, este important să punem întrebări referitoare la mântuire, la doctrina mântuirii. Asta ne interesează. M-a auzit pe un predicator spunând că el a avut o mare curiozitate să știe dacă Petru a purtat barbă sau nu. Și spunea în neghiobia lui că el a fost răpit în cer ca să întrebe pe Petru chipurile că l-ar fi întâlnit, că a purtat sau nu barbă. Merită o astfel de întrebare să preocupe mintea unui predicator? Asta e o slăbiciune mai mare decât o copilărie. Noi trebuie să întrebăm ceea ce privește mântuirea noastră, doctrina mântuirii. Așa cum scria Iuda, am vrut să vă scriu despre mântuirea voastră de obște. Și s-a vărut silit să scrie ceva, tot ca mântuirea să fie asigurată, dat fiind pericolul în care erau în vremea aceea. Iată ce citim în Isaia 62 pe acest subiect, ceea ce am putea să întrebăm, ceea ce merită să fie un interes pentru fiecare dintre noi. Isaia 63:17. E o întrebare aici. Pentru ce, Doamne, ne lasă rătăcim de la căile tale și ne împietrești inima ca să nu ne temem de tine? Era o întrebare profundă. Doamne, ce-i cu noi? Nu ne putem pocăi. Întoarce-te din dragoste pentru robii tăi, pentru semințiile moștenirii tale. Asta trebuie să preocupe pe un om care este interesat ce spune Scriptura. Scriptura e cartea mântuirii. Întreabă despre mântuire. Trec în Noul Testament și vă citesc din Romani, capitolul 8. Citim de la versetul 28. Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre bine celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și anume spre bine celor ce sunt chemați după planul său. Planul acesta trebuie să ne intereseze. Ascultați câteva etape acestui plan. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru că el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat, și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți, iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Vom slăvi pe Domnul, care din veșnicie ne-a iubit și vrea să ne ducă în siguranță până în veșnicia viitoare. Așa se scrie Pavel și lui Timotei, citim din 1-a epistolă pe care i-a scris-o, capitolul 2. Vedeți, îi scrie pe de o parte de ce să se ferească și pe de altă parte spune ce merită, ce prezintă interes. 1 Timotei 2:1. Vă îndemn înainte toate să faceți rugăciuni pentru toți oamenii. Cu ce scop? Ca să fie mântuiți, scrie aici în versetul 4. Dumnezeu privește așa ca un lucru bun, El voiește ca toți oamenii să fie mântuiți. Asta trebuie să mă intereseze pe mine din Biblie. Ce vrea Dumnezeu? Ce scop a avut Dumnezeu cu cele scrise? Să mântuiască oamenii. Versetul 7. Și propovăduitorul și apostolul ei am fost pus eu, spun adevărul Hristos Iisus numind, zicea Pavel, ca să învăț pe neamuri credința și adevărul. Iată ceva ce merită să ne intereseze. Uneori, într-o parte sau alta, oamenilor le se dă posibilitatea să întrebe. Și sunt întrebări care au cu adevărat conținut, la care merită să le răspunzi, și altele la care, așa poate, din politețe sau trebuie să te ocupi și pe unii să-i aduci mai aproape de adevăr, dar așa ceva merită să ne intereseze. Adevărul mântuirii
planul lui Dumnezeu cuprins în Cartea Sfântă, realizat în Domnul Hristos. De asemenea, și legat de aceasta ca un subansamblu, noi trebuie să fim interesați și să punem întrebări referitor la om. Ce este omul? Astfel de întrebări avem încă din Vechiul Testament, citesc din Iov capitolul 7. Și să știți că uneori Dumnezeu ne aduce în situații în care să întrebăm sincer și cu interes. 7:17. Ce este omul ca să-ți pese atât de mult de el, ca să iei seama la el? Să-l cercetezi în toate diminețile, să-l încerci în toate clipele. Sunt multe întrebări legate de om, de ce ne-a creat Dumnezeu după chipul său, cum a rânduit Dumnezeu lucrul în istoria umanității, în ce fel lucrează Dumnezeu cu omul, ce așteaptă Dumnezeu de la un om, adică ceea ce ne privește pe noi. Pentru că noi, în raport cu biserica, suntem ca niște pacienți la spital. Noi nu mergem la spital să studiem ce-i podul spitalului. Să căutăm care e scara și marele interes ne-a dus în spital să vedem ce-o fi pe sub grinzi. Nu, eu mă duc la spital să mă tratez. Stau cu minte în patul meu, spun toate simptomele, ascult, mă supun unor analize, asta mă interesează pe mine. Și asta este corect să întreb. În general despre oameni, dar în mod special fiecare pentru sine. Iată ce citim în Psalmul 15, David face aici un rezumat și pune o întrebare lui Dumnezeu și vine cu un posibil răspuns, supunându-l atenției cercetării divine. Doamne, asta e întrebare, cine va locui în cortul tău? O întrebare înțeleaptă. Doamne, eu ce pot să fac ca om? Ce-mi spui mie? Și primește răspuns. De unde este răspunsul? Inspirat din legea Domnului. Cel ce umblă în neprihănire, și știți, răspunsul se încheie cu cel ce se poartă așa, nu se clatină niciodată. Adică, Doamne, vreau să rămân în siguranță pe calea Ta. Cum spune și în finalul Psalmului 39, Doamne, vezi dacă sunt pe o cale rea. Pe mine mă interesează, Doamne, statutul meu, starea mea. Cum o vezi Tu? Uneori ne bucurăm că ne apreciază unul sau altul și întrebăm, ce zici? Îți place? Întreabă-L pe Domnul, ce zice El, ce are să-ți spună? Și fii gata să îl asculți. Spune Scriptura în Proverbe capitolul 1 despre felul în care un om s-ar putea pune la punct în a cunoaște. 1:2, pentru cunoaștere. Întrebări despre cunoaștere. Să venim cu astfel de întrebări. Pentru cunoașterea înțelepciunii, învățăturii, pentru înțelegerea cuvintelor minții, pentru căpătarea învățăturilor de bun simț. Asta să întrebăm, Doamne, vreau să devin un om cu caracter, să am bun simț, să fiu milos. Ce trebuie să fac? Tânărul bogat oricum a avut o întrebare bună, numai că n-a fost gata să primească răspuns. Ce să fac, Doamne? Eu, ca om, vreau să moștenesc veșnicia, vreau să Te cunosc, să aflu ceea ce este bine. Și ce frumos este versetul acela din Mica 6:8. Sună ca o întrebare de data aceasta din partea lui Dumnezeu pentru noi. Ți s-a arătat, omule, ce este bine? Dar se naște întrebarea, tu ai întrebat ce este bine? Omule, ți s-a arătat, omule, ce este bine? Să faci dreptate, să iubești mila, să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Ți se arată, numai întreabă, fii interesat. Vreau să luăm ca exemplu pe Apostolul Pavel, care credea că face bine, ca mulți alții, multe căi pot părea omului bune. Iată ce citim despre el în Galateni capitolul 1 și apoi citim din Filipeni capitolul 3. El a ajuns să-L întrebe pe Domnul, Doamne, ce-i cu mine? Ce să fac? Galateni 1, citim de la versetul 14. Eram mai înaintat în regiunea iudeilor decât mulți din neamul meu de vârstă cu mine. Credea că el știe. Eram în sufletul de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești. Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte în pântecele mamei mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul său, că
să-L vestesc între neamuri îndată, n-am întrebat pe niciun om. Să nu înseamnă că nu putem întreba pe oameni. În cazul lui n-a fost cazul să întrebe pe oameni pentru că vorbise cu Domnul. Dacă te-ai întâlnit cu Dumnezeu, nu mai trebuie să întrebi pe oameni. Dar a fost nevoie să întrebe pe Domnul. Când s-a spus, eu sunt Iisus, pe care îl prigonești. Doamne, ce vrei să fac? Eu personal, ce am de făcut? Trec în Filipeni, capitolul 3, unde el își arată setea lui de a cunoaște. A renunțat la tot bagajul lui, fiind gata să o ia de la început. 3 cu versetul 8. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Versetul 10. Să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințului Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Și spune el apoi în versetul 15. Gândul acesta dar să ne însuflețească pe toți. Care gând? Să fiu interesat profund de ce are Dumnezeu pentru mine. Scopul Lui. Felul în care ar trebui să fie viața mea. Pentru că există riscul, dragii mei, să ni se pare că noi mergem bine și că nu avem nimic de întrebat. E riscul oare să ne spună Domnul că trebuie să ne schimbăm și nu suntem gata să ascultăm? Poate. Fie ca exemplul apostolului Pavel să fie o îndrumare pentru cei care cred că sunt bine, nu sunt bine și să le dea Domnul har să ajungă desăvârșiți în voia Lui. Amin? De asemenea, noi trebuie să punem întrebări referitoare la lucrarea Domnului în adunare. Relațiile care trebuie să le avem cu frații, comportament, atitudini. Și avem imagini din Vechiul Testament, învățătură nouă testamentală, cum să ne raportăm în adunare, cum să slujim Domnului. Spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 10, că cele din Vechiul Testament au fost scrise din vechi pentru noi. Dar asta trebuie să manifeste interesul nostru. Deci, degeaba au fost scrise dacă pe mine nu mă interesează. Să nu repet greșelile acelor oameni. Ei au fost un popor și noi suntem o adunare, că de regulă așa ne ducem viața de credință. Manifestăm interes. Știți, în Fapte 2 cu 42 este scris, ei stăruiau în învățătura apostolului. Și știți cum se punea problema atunci? Mergeau la Ioan, mergeau la apostol și spuneau, ce să facem? Oare, unde sunt oamenii din vremea de astăzi care întreabă, ce să facem? Întreabă pe Domnul, întreabă pe oamenii lui Dumnezeu. Oameni interesați care vin cu întrebări, fiind gata să primească răspunsuri. Uneori, măcar că nu o declarăm, atitudinea noastră sună cam așa, azi că știu eu. Da, pentru că asta e specific postmodernismului. Fiecare se gândească pe cont propriu. Așa zice el. Dar eu altfel. Nu. Voia lui Dumnezeu este una. E bună, sfântă, plăcută și desăvârșită. Dar vom manifesta noi interes pentru adevărul Scripturilor, pentru a-L întreba pe Domnul. Să te pui pe genunchi, cu Biblia în față. Și spui, Doamne, cum se înțelege versetul acesta? Să fii gata să iei o zi de post. Să întrebi pe frați. Întreabă pe cei care crezi că sunt mai aproape de Domnul. Nu întreba pe unul care e gata să-ți dea ție dreptate. N-a rezolvat nimic. E ca și cum ai merge cu mașina, să întrebi pe unul care și el nu știe drumul, unde o să ajungi? Întreabă-L pe Dumnezeu. Că El a dictat Biblia, numai El poate să ne explice. Slăvit să-i fie numele. Vreau să observăm acum în partea a doua a lecției noastre câteva proceduri și rezultate sau răspunsuri care poate să ne le dea Domnul întrebând dacă avem interes, dar interes bun pentru mântuire, pentru ceea ce ne privește pe noi și adunarea, nu curiozități paralele. Să nu uităm că în Vechiul Testament Dumnezeu, când a format poporul evreu ca și o unitate statală, ca o unitate religioasă, pentru că de aceea era un singur cort între ei, cortul a fost așezat pentru ca oamenii să întrebe pe Domnul. Iată ce vă citesc din cartea Exod, capitolul 33. Dumnezeu s-a așezat între ei și
și cu acest scop. 33:7. Moise a luat cortul lui și l-a întins afară din tabăr, la o depărtare oarecare, l-a numit cortul întâlnirii. Și toți cei ce întrebau pe Domnul se duceau la cortul întâlnirii care era afară din tabăr. Ei se întâlneau cu Domnul ca să-L întrebe. Aceasta a fost una din funcțiile cortului, să întrebe pe Domnul. Și dacă e vorba de a vorbi cu Domnul, un dialog, înseamnă că erau gata și puteau să primească răspuns. Mai târziu, după ce s-a instituit întreg sistemul prin lege, citim în cartea Deuteronom, capitolul 17, de la versetul 8, o reglementare juridică. Dacă ți se va părea prea greu de judecat o pricină privitoare la un omor, la o neînțelegere, la o rănire, și se va da prilej de ceartă înăuntru cetății tale, să te scoli, să te sui la locul pe care va alege Domnul Dumnezeul tău, să te duci la preoți, leviți și la cei ce vor împlini atunci slujba de judecător, să-i întrebi și ei îți vor spune hotărârea legii, pentru ceea ce era scris în lege. Dacă nu, mă aveau acolo posibilitatea de a întreba pe Domnul prin Urim și Tumim. Pentru că Dumnezeu, repet, s-a așezat între ei ca ei să aibă pe cine să întrebe. Și scrie aici în versetele următoare că numai mândria îi făcea pe oameni să nu întrebe sau, după ce primeau răspuns, să nu asculte. Dacă Dumnezeu ne dă posibilitatea să întrebăm și dacă în bunătatea sa ne răspunde, hai să ne smerim și să ascultăm, amin? La biserică primim răspunsuri. Spunea o tânără aici în adunare, a avut niște întrebări și aici la biserică, prin cuvântul rostit la o predică, la un studiu, Domnul i-a răspuns pe rând la aceste întrebări. Povestea un frate din Pitești, avea soția credincioasă, el a refuzat multă vreme să meargă la adunare, la o slujbă de joi seara, gata că merge. Ea puțin a avut emoții că nu era o slujbă mai aparte, dar la întoarcere spre casă, el îi spune, mă pocăiesc. Știi de ce v-am batjocorit și n-am crezut? Am avut trei întrebări ce priveau lucrurile sfinte. În seara asta, cel ce a slujit, cum a zis voi, a dat îndemnuri la rugăciune, a fost o seară de rugăciune, mi-a răspuns la toate trei. Pentru că aici, la locul unde Domnul se prezintă, Domnul dă răspunsuri pentru oameni interesați, care vor să întrebe, Doamne, ce să fac, cum se înțelege, și Domnul să lucreze mai departe. Amin. Să știți că înțelegerea este legată de starea spirituală a celor ce vor să afle. E foarte important cu ce gând întrebe, nu doar ce întrebe. Că știți că s-a dus unul la Domnul să-L întrebe, care e cea mai mare poruncă din lege? Și-au venit cu diverse întrebări, dar nu toți erau cu inimă curată. Întreabă unul în Luca 10:20 din învățătorului, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Și Domnul îi spune, scrie în lege. Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău și pe aproapele tău. A, da, care e aproapele meu? Și scrie aici în versetul 29, dar el care voia să se îndreptățească, nu pune întrebările așa. Că e foarte important în ce stare spirituală ești când întrebi. Și trebuie să punem întrebări potrivit cu vremea. Cei din Vechiul Testament au tot căutat să afle. Dar spune Domnul la apostol, mulți din vechime au vrut să afle, să audă ce au zis voi, dar n-a fost vremea atunci să audă, acum e vremea. În primul rând, asta ne interesează, starea spirituală, asta determină pe Domnul să ne răspundă în primul rând și să ne răspundă bine. Dumnezeu poate da răspunsuri în mânia Lui. Dumnezeu poate trimite lucrări de rătăcire. 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Pentru că starea celor în cauză nu era bună. Iată ce scrie înțeleptul în Proverbe 28:5. Oamenii de dați la rău nu înțeleg ce este drept. Dar cei ce caută pe Domnul înțeleg totul. Întrebi, vei ajunge să înțelegi, că doar Dumnezeu știe să-ți explice. Un alt text interesant în privința aceasta este în Daniel 12. Citim de aici câteva versete. Dumnezeu a descoperit multe taine acestui bărbat, dar la un moment dat i-a spus despre unele rămân pe mai târziu. Da, a dat aici un amănunt care ne interesează. Daniel 12, citim de la versetul 8.
Ei m-au auzit, dar n-am înțeles. Și am zis, a pus o întrebare. Domnul meu, care va fi sfârșitul acestor lucruri? De exemplu, poate ne-a prins pe noi curiozitatea. Doamne, când se gata lumea? 2017? 2020? Nu o să-ți răspundă Domnul la întrebări din asta. Dar îți poate răspunde cum să te comporți acum la sfârșitul vremurilor dacă îndrept cu inima curată. Pentru că scrie în continuare așa. El a răspuns, du-te, Daniele, căci cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetuite până la vremea sfârșitului. Mulți vor fi curățiți, albiți și lămuriți. Cei răi vor face răul, și atenție, și niciunul din cei răi nu va înțelege, dar cei pricepuți vor înțelege. Știți ce e priceperea? Știința sfinților. Vrei să fii sfânt? Pricepe. Vrei să păstrezi răutate? Întreb doar așa de curios sau cum mergeau unii la Ioan Botezătorul să fie botezat, să scape de mâinea viitoare? Nu vei primi un răspuns curat, corect. Domnul Iisus a evidențiat și el acest adevăr, citim din Ioan 7. Poate asta miră pe unii, de ce nu înțeleg, de ce nu pricep. Ioan 7 cu 17. Dacă vrea cineva să facă voia lui, voia lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Cei ce predică, dacă sunt autentici și Dumnezeu vorbește prin ei, adevărul sub inspirația Duhului Sfânt, sunt în legătură cu cei ce ascultă și au Duhul Dumnezeu peste ei și sunt curați la suflet. În schimb, cei ce sunt falși sunt și ei pe aceeași undă cu cei la fel de falși. Și fiecare spune amin la ceea ce îi place. Și cu aceea rămâne. Iată ce citim și din 2 Timotei, capitolul 3. Și poate vi se pare că adaug aici prea multe versete, dar asta e o chestiune fundamentală, dragii mei. Nu degeaba învățătorii vor primi o judecată mai aspră. 2 Timotei 3. Scrie aici de la versetul 1, care este starea oamenilor în vremurile din urmă. Și scrie de la versetul 7 că sunt unii care învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplină cunoștința adevărului. Dar cum se poate? Pentru că în vremea noastră avem atâția doctori în teologie. Cunoștința a crescut. Oamenii pot să studieze. Informațiile curg din toate direcțiile. Se poate să nu înțeleagă? Da. Pentru că scrie aici, în versetul 8, după cum Iane și Ambre s-au împotrivit lui Moise, tot așa și oamenii aceștia se împotrivesc adevărului, ca unii care sunt stricați la minte și osândiți în ce privește credință. Adică starea lor nu era bună, aveau doar o formă de evlavie și se pretindeau teologi. Pagubă pentru ei, pentru că scrie în 13, oamenii răi și înșelători, adică ceea ce nu vor înțelege niciodată, vor merge din rău mai rău. Vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși. Doamne, păzește-ne de amăgire. Să știți că amăgirea funcționează numai la întuneric. La lumină nu se poate. Sunt fie învățători, fie proroci, care dau răspunsuri de la ei. După cum îi poartă starea lor spirituală, după înțelegerea ce au cu cei ce întreabă, așadar să fim atenți cu ce gând întrebăm, care este starea noastră spirituală, pentru ca nu cumva să fim duși în rătăcire. S-a întâmplat undeva în Austria, într-o seară s-au adunat frați și surori la o părtășie, unii din ei pocăiți de curând în dragostea din tâi, și n-au ajuns la un consens în ce privește unele întrebări biblice și răspunsurile lor. Și o soră, care a fost foarte atentă, era doritoare să află cuvântul lui Dumnezeu, când să se culce, s-a rugat și a spus, Doamne, nu pricep. Cu aceeași Biblie, toți spunem că avem Duhul lui Dumnezeu, unii cred într-un fel, alții într-alt fel. Și noaptea visează, că îi spune un sol din partea Domnului, cât cu privire la nelămurirea ta de aseară, citește Corinteni 2 cu 14. Atât. Când s-a trezit, și-a amintit imediat, stai că
E și 1 Corinteni și 2 Corinteni. Acum, pe care să le citesc? Pe amândouă. Hai să le citim și noi. 1 Corinteni 2:14. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege. Degeaba îi spui, pentru că trebuie judecate duhovnicești. Iată de ce unii înțeleg și alții nu înțeleg. 2 Corinteni 2:14. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos și care răspândește prin noi în orice loc mireasma cunoștinței Lui. Adică cei ce sunt sinceri primesc adevărul ca pe o mireasmă. Ceilalți îl privesc cu repulsie. Și pentru cei ce nu îl primesc cu drag, va îngădui Domnul, va rândui Satana, ca să vină cineva și să-i învețe greșit și să spună: am întrebat eu, mi-a spus fratele cutare. Ai întrebat sincer pe Domnul? Dacă ai întrebat, Domnul îți va spune. Și când îți va spune, să știi că nu mintea ta, nu mintea altuia, și harul Domnului a făcut ca tu să afli adevărul. Spunea Domnului Petru, Matei 16:16, când a spus: tu ești Hristosul. A făcut precizarea asta și Domnul n-a vorbit în plus. Petre, nu carnea și sângele, ci Duhul Tatălui, slăvit să fie Tatăl. De aceea trebuie să-L întrebăm pe Tatăl. Pentru că El trimite Duhul Său ca noi să fim luminați. Ioan 6:63 spunea Domnul Hristos: Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic. Cum? Dar înțelept. Carnea nu folosește să înțelegi adevărurile sfinte. Cuvintele pe care le-am spus eu, spunea Domnul, sunt Duh și viață. Adică pricepem și prin aceasta vom dobândi viața veșnică. Pentru că spune Apostolul Pavel aici în 1 Corinteni capitolul 2, și să nu confundăm lucrurile, pentru că nu înțelepciunea rezolvă problema, ci Duhul lui Dumnezeu. 1 Corinteni 2:7. Noi provodim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă pe care o înduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci, pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii veacului acestuia. Observați, niciunul. Și dovada, dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Asta a fost greșeala lor cea mai mare. Nu și-au dat seama absolut deloc. Dimpotrivă, credeau că fac un bine națiunii. Unii națiuni rânduite de Dumnezeu cu un scop anume. În al treilea rând, vreau să observăm că răspunsurile divine pentru cei ce vor să cunoască adevărul sunt cuprinse în primul rând în Scripturi. Să n-așteptați ca Domnul să vi se arate ca la Pavel, să vă vorbească numai prin prorocii sau prin vise. Domnul nu mai scrie odată pe cer ce scrie în Evanghelie. A-L întreba pe Dumnezeu, dar a nu citi Biblia, este ca și cum i-ai spune: Doamne, mai trimite-mi o scrisoare. Dar pe prima ai citit-o? Cum zicea un frate către un tânăr care primise Noul Testament, atunci venise la pocăință și vreau toată Biblia. Dar n-avea momentan de un sedea, zice: ăsta l-ai citit? Dacă l-ai citit, învață-l pe de rost, că-ți fac roșii de Biblie. Să citim întâi ceea ce ne-a scris Domnul cu smerenie, cu rugăciunea ca Dumnezeu să ne descopere adevărul, amin? Asta este foarte important. Și să încercăm să înțelegem Biblia așa cum este ea scrisă, sub lumina Duhului Sfânt, înțelegând că Biblia se completează, poate întrebarea e într-o parte a Bibliei, răspunsul este în altă parte, o parte din răspunsul găsești într-un verset, o altă parte din alt verset. Iată ce vă citesc din Petru, întâia epistolă și apoi a doua, mai întâi 1 Petru 1:10. Prorocii care au prorocit despre harul care vă rea păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta, ce v-am spus eu la început, întrebările cele mai bune privesc mântuirea, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor stăruitoare. Asta i-a pasionat o viață întreagă. De ce? Era Duhul Dumnezeu în ei, dar noi, dacă va fi Duhul Dumnezeu, nu vom manifesta același interes? Ba da! Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei, când vestea mai dinainte patimii lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. 2 Petru capitolul 1.
Citim de la versetul 19. Și avem cuvântul prorociei. Asta se referă la scrierile prorocilor. Făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. Și asta înseamnă că trebuie să studiem, să le legăm împreună, să le împerechem. Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Și acest interes trebuie să-l manifestăm până la sfârșit. Pentru că aici, în cartea asta, ascultați-mă ce vă citesc de la sfârșitul ei, Apocalipsa 21. Cartea asta a fost lăsată de Dumnezeu drept răspuns la întrebările noastre. Apocalipsa 21, citesc de la versetul 5. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat, scrie, sunt scrise pentru noi, fiindcă aceste lucruri sunt vrednice de crezut și adevărate. Foarte important. Apoi mi-a zis, s-a isprăvit. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete, îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Aceasta trebuie să ne pasioneze și, după cum este scris aici, să înțelegem că Dumnezeu ne-a vorbit deja. Cum zice în Evrei la început, Dumnezeu ne-a vorbit în multe feluri, în multe chipuri, apoi ne-a vorbit prin Fiul. Să manifestăm interes pentru aceasta. Pentru că aceasta ne va pune în legătură cu Domnul. Să cercetăm Scripturile întrebându-L pe Domnul. Când citiți Biblia, puneți întrebări. Dacă nu găsiți răspuns, mai citiți, vorbiți și cu alții. Bine ar fi să citim Biblia cu o foaie lângă noi, să notăm. Știți că spre Domnul Hristos este scris că stătea în mijlocul învățătorilor, punându-le întrebări, răspunzând, asta este foarte frumos în frățietate. Să discutăm din Cartea Sfântă. Nu alte lucruri lipsite de interes sau, și mai grav, lucruri lumești. Vorbării goale, zice în 2 Timotei 2. Care n-au niciun sens, nu-i nicio valoare în ele. De aceea, este bine să participați la studiu biblic, este bine copiii să-i lăsați la studiu biblic, tinerii să participe la grupurile de tineri, pentru ca să ne formăm. Aceasta, în primul rând, este sarcina părinților, a slujitorilor bisericii, a predicatorilor, a învățătorilor, a femeilor în vârstă să învețe pe cele mai tinere. Este o sarcină a multor, ca cei ce au întrebări, începând cu copiii care au primele întrebări și poate cele mai multe. Luați o Biblie și apucați-vă să vorbiți unui copilaș, să vedeți cum va întreba. Dar asta ce-i? Dar cine a fost? Pentru că omul se naște cu aceste întrebări, pentru care Dumnezeu are răspunsuri în Cartea Sfântă. Ferici de cei care întreabă și ferici de cei care răspund după voia lui Dumnezeu. Să ne rugăm pentru cei ce predică. Să ne rugăm pentru poporul care ascultă să fie interesat. Nu interesat ca predicatorul să spună niște chestiuni bombastice, să facă un show și să stârnească interesul firii pământești, nu? Să fie acea sete curată. Doamne, ce vrei de la noi? Viața sfântă trebuie luată cu toată seriozitatea. În privința aceasta vă citesc din 2 Corinteni, capitolul 4, unde apostolul își vede sarcina asta și bine ar fi să ne-o vedem cu toții. 4:1, fiindcă avem slujba aceasta după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală. Despre ce oboseală este vorba? Oboseala de a nu mai vorbi oamenilor, de a nu le mai răspunde, de a nu-i mai ajuta să înțeleagă. Ca unii care ne-a lepădat meșteșugilor și noastre și ascunse, nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, adică răspundem în dreptul lui Dumnezeu, dar cu teamă.
Și prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeu veacului acestuia ca să nu vadă strălucind în lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Căci noi nu ne provduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Iisus. Noi suntem robii voștri pentru Iisus, delegați să răspundem întrebărilor oamenilor, să le stârnim interesul și apoi să le dăm explicațiile necesare. Iată ce îi scria Pavel și lui Timotei, 1 Timotei, capitolul 4. Să știți că între tineri, mă refer la bărbați în primul rând, există puțin interes pentru Scriptură. Vor putea ei să ajute pe oameni? 1 Timotei 4, citim de la versetul 11, poruncește și învață aceste lucruri. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, până voi veni ia seama bine la citire, de aici pleacă totul. Îndemnare și învățătura pe care o dai altora. Versetul 15. Pune-ți pe inimă aceste lucruri, îndelenicește-te în totul cu ele pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți, adică tu să fii avansat și să le arăți la alții drumul. Veniți pe aici. Aceasta e calea mântuirii. Fii curare minte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruiește în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine și pe cei și te ascultă. În mijlocele de amăgire în care trăim noi, cum spune și în Efeseni 4, trebuie să dăm răspunsuri corecte pentru oameni, să iluminăm, să-i ajutăm, pentru că altfel rătăcirea ia amploare. Încheiem reamintindu-vă, frați și surori, că noi trebuie să avem o curiozitate sfântă și să ne ferim toată viața de o curiozitate, eu am numit-o păcătoasă. Știți când Dumnezeu a vrut să vorbească lui Samuel, Eli l-a învățat să spună, vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Dacă noi suntem curioși să auzim bancuri, povești despre cineva, cine poartă poșta asta a diavolului? Pe diavolul prin slujitorii săi. Atunci când sunteți curioși să auziți lucruri care nu vă interesează, care nu-s de folos, știți în ce postură sunteți? Atunci când ciuliți urechile, când se vede pe fața unor oameni că sunt interesați de asta, e ca și cum ați spune diavolului, vorbește, Doamne, că robul tău ascultă, îmi place asta, prezintă interes pentru mine. Ce diferență! Să ai șansa să-ți vorbească Dumnezeu, să-L întrebi ce te interesează, față de a manifesta o curiozitate păcătoasă, adresându-te în fond diavolului și o să-ți vorbească și el. Asta se observă clar în 1 Timotei, capitolul 6. Știți, v-am citit din Petru că prorocii au fost interesați de cele sfinte, de Domnul Iisus. Dar iată ce scrie de la versetul 3. Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoasele Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, la această stare plăcută Domnului, este plin de mândrie, nu știe nimic. Are boala cercetărilor fără rost, a certurilor de cuvinte, din care se naște pisma, certurile, clevetele, bănuile rele, zadarnicile ciocniri de vorbele oamenilor stricați la minte, lipsiți de adevăr, care cred că evlavia este un izvor de câștig, ferește-te de astfel de oameni. E puțin spus trist să vezi oameni interesați să afle falsități și diavolul să se folosească chiar de unii care pretind că sunt ale lui Dumnezeu și să-i învețe și oamenii să creadă că au ceva când colo, așa cum spune profetul în Vechiul Testament, au în mână o minciună. Întorc. De fapt, rămânem pe aceeași pagină, vreau să zic capitolul anterior. Atenție, suror, dar atenție și la frați, acum avem telefoane, putem vorbi, dar iată ce scrie în 5:13. Despre unele femei se deplin să umble fără nicio treabă, din casă în casă, și numai că sunt leneșe, dar sunt slimbute și scoditoare. Ce înseamnă asta? Pun întrebări. Unde ai fost? Ce ai făcut? Curiozități din a cine, cu cine se mărită, cine, ce face?
limbute și scoditoare și vorbesc și nu trebuie vorbit. Ca adesea cele sau cei ce pun întrebări rele să pricep să dea și răspunsul la fel de rele. Așadar, să ne ferim de curiozitate păcătoasă. Asta este știința mediumilor oculte. Asta te duci la vrăjitor să întrebi. Asta păcătoși întreabă. Curioși! De ce crezi că au atâta succes mediile de informare? Pentru că oamenii manifestă curiozitate. Ce credeți că ar mai funcționa televiziunea și ziarele și toate celelalte dacă oamenii n-ar fi bolnavi de curioși? Da, asta este. Dar de ce are omul capacitatea asta? Fiindcă a fost rânduit de Dumnezeu să fie curios, dar pentru cele sfinte, nu pentru cele rele. Și în ultimul rând, vreau să înțelegem că noi ca oameni putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu nu doar prin informare, ci prin umblare cu El. Atunci îl cunoști cu adevărat. Asta poate fi evidențiat în viața de familie. Poți să cunoști o fată, să fi crescut cu ea în adunare. Dar când o să fii căsătorit cu ea, o să o cunoști cu adevărat. Poți să o pețești câțiva, să o pui întrebări, să stai de vorbă. O vei cunoaște cu adevărat când vei fi împreună cu ea. Așa este și cu Domnul. Umblarea împreună cu El ne descoperă cu adevărat cine este Dumnezeu și ce vrea El de la noi. Dumnezeu ne va vorbi prin cuvinte, prin evenimente. Vom ajunge să știm când suspină Duhul Sfânt, când se odihnește în liniște. Așa spunea Domnul Hristos, Ioan capitolul 17, în rugăciune, adresându-se Tatălui. Citesc de la versetul 6. Am făcut cunoscut numele Tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Versetul 7. Acum au cunoscut că tot ce mi-ai dat Tu vine de la Tine. Cum au cunoscut? Umblând cu Domnul. Ucenicia duce la o adevărată cunoaștere. Nu doar venind, întrebând și apoi mergi din nou la treburile noastre. Curiozitate și atâta tot. Ne ferim de curiozitate bolnavă, dar curiozitatea sfântă trebuie să o împletim cu o trăire sfântă. Pentru că scrie aici în versetul 8 că și le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat, Tu, ei le-au primit și au cunoscut. Așa se cunoaște. Cu adevărat că de la Tine am ieșit și au crezut că Tu m-ai trimis. Ei nu doar că au ajuns să cunoască ce a spus Domnul, ei au ajuns să-L cunoască pe Domnul și să rămână cu El. Pentru că e mare har să-L cunoști pe Dumnezeu. Să știi ce vrea și să-L urmezi. Doamne, ajută-ne. Amin.